Salutare! Iată că, da, a venit acel moment, momentul în care discutăm despre SM, despre supermodernizare, cum i-ar spune unii, despre IAR 99 standard modernizat, cel mai recent program de modernizare al avioanelor IAR 99 produse de compania Avioane Craiova S.A. Da, a venit momentul să discutăm despre acest subiect și chiar dacă obiectivul nostru al Aviația Magazin era să vă oferim o imagine completă asupra acestui proces de modernizare, ce înseamnă el, care este rezultatul, în ce stadiu se află și așa mai departe, realitatea este că pentru noi, nu știu cum sunt alții, dar pentru noi a fost imposibil să ajungem la această imagine completă pe care ne doream să o prezentăm. Astfel că acest material s-ar putea numi foarte bine frânturi din procesul de modernizare al lui IAR 99 la nivelul SM. Asta pentru că sunt unele informații pe care am reușit să le adunăm, sunt altele care sunt un secret cu desăvârșire, așa cum sunt și altele despre care circulă mai multe variante, iar în momentul de față, cel puțin noi, repet, mă refer doar la echipa Aviația Magazin, nu știm pe care să le alegem, pentru că fie ambele sau mai multe opțiuni sunt la fel de credibile, fie toate opțiunile sunt la fel de puțin credibile. Așadar, frânturi din programul de modernizare IAR 99 SM, și începem cu începutul. De ce, de unde, cum, când și așa mai departe. Și istoria acestui program de modernizare începe în vara anului 2020, în plină pandemie așadar. Pandemia a început undeva prin iarnă, oficial cred că a fost declarată prin martie de OMS, pandemie de COVID-19, iar în 2020, în august 2020, atunci când Ministerul Apărării anunță atribuirea contractului de modernizare, suntem așadar în plină pandemie. Și acum, hai să vedem cum suna anunțul Forțelor Aeriene Române de la momentul respectiv. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Generală pentru Armamente și Avioane Craiova S.A., au semnat pe 14 august la Craiova, așa, contractul pentru, ghilimele aici, revitalizarea și modernizarea a 10 aeronave IAR 99 standard din dotarea Ministerului Apărării Naționale în configurația IAR 99 SM. Contractul în valoare de 275 de milioane de lei fără TVA are o durată de 4 ani, ultima aeronavă modernizată, urmând a fi livrată în termen de 48 de luni de la semnarea documentului. Atenție, țineți minte acest lucru, îl aveți cel mai probabil comunicatul Forțelor Aeriene și pe ecran, pentru că o să încerc ca momentele în care eu citesc anumite documente oficiale să nu mă arăt pe mine, ci să le vedeți voi, dar ținem minte acest lucru. Contractul în valoare de 275 de milioane de lei fără TVA, e mai puțin importantă valoarea în momentul ăsta, are o durată de 4 ani, deci din vara lui 2020 până în vara lui 2024. Ultima, atenție, din cele 10, aeronavă modernizată, urmând a fi livrată în termen de 48 de luni de la semnarea documentului. Aici mă întorc la primul paragraf și care zice așa: Ministerul Apărării și Avioane Craiova au semnat vineri, 14 august, la Craiova, contractul pentru revitalizarea avioanelor ăstora. Deci logica, și aici să-mi spuneți dacă greșim, logica spune că pe 14 august 2024 toate cele 10 avioane IAR 99 standard transmise către Avioane Craiova pentru modernizare trebuiau livrate, da? Sper că s-a înțeles foarte bine, pentru că este foarte important și o să vedeți pe parcursul acestui episod de ce este foarte important și cum se jonglează cu aceste termene de livrare care nu sunt atât de fixe. Deci, încă o dată, a treia și ultima oară în această parte a emisiunii, vorbim așa: contractul
Are o durată de 4 ani, ultima aeronavă modernizată urmând a fi livrată în termen de 48 de luni de la semnarea documentului. Bun, și acum hai să vedem ce înseamnă acest program IAR-99SM și o să citez tot din comunicatul de presă al Forțelor Aeriene Române, al Ministerului Apărării în principiu. Obiectivul principal al revitalizării și modernizării avioanelor IAR-99 standard în varianta IAR-99 standard modernizat, IAR-99SM, este realizarea unor aeronave de școală și antrenament necesare pregătirii avansate a piloților pentru trecerea la zborul pe aeronavele F-16 Fighting Falcon din dotarea Forțelor Aeriene Române. Totodată, programul de înzestrare are ca scop menținerea capabilității aeriene de sprijin aerian apropiat și intervenția împotriva țintelor aeriene de viteză mică. Deci, Ministerul Apărării, prin Forțele Aeriene Române, transmite faptul că își dorește ca IAR-99SM să fie un avion de antrenament avansat pe care Forțele Aeriene Române să-l poată folosi în procesul de pregătire al piloților de F-16, al viitorilor piloți de F-16, dar și un avion care să asigure capabilități limitate, ce-i drept, de atac la sol și de aer-aer, de atac împotriva țintelor aeriene de viteză mică. Și aici cel mai probabil se referă fie la elicoptere, fie la anumite tipuri de drone, fie la anumite tipuri de aeronave civile care evoluează din punct de vedere constructiv cu viteză redusă. Și mergem un pic mai departe de declarații și avem așa. Prin semnarea contractului cu avioane Craiova, Ministerul Apărării respectă strategia asumată în implementarea programelor majore de înzestrare, respectiv angajarea la nivelul maxim posibil a resurselor din industria de apărare din România. Deci, practic, Ministerul Apărării ne-a spus că a semnat în 14 august 2020 acest contract, care prevede modernizarea a 10 avioane, celor 10 avioane IAR-99 standard. Asta, pentru cine nu știe, flota de IAR-99 era și este încă până la un anumit punct împărțită în două. Asta deoarece, la finalul anilor 90, jumătate din avioanele IAR-99 din dotarea Forțelor Aeriene Române au fost modernizate tot de avioane Craiova împreună cu subcontractorul principal Elbit Systems, companie din Israel, la nivelul IAR-99 Shoim. IAR-99 Shoim este prima variantă modernizată de IAR-99. Din motive care, din câte am văzut eu, niciodată n-au fost explicate, la momentul respectiv, doar jumătate din flota de IAR-99 a fost modernizată. Practic, 11 avioane au ajuns la standardul Shoim, 10 au rămas la standardul IAR-99 standard, așa cum au ieșit ele de pe poarta fabricii din Craiova în a doua jumătate a anilor 80 și în primii ani din anii 90. De ce Ministerul Apărării, Forțele Aeriene Române au optat pentru modernizarea doar jumătate din flotă? Repet, n-am văzut să explice nimeni și pot exista, așa cum am și discutat cu diversi oameni cu mai multe informații decât noi pe acest subiect, există nenumărate scenarii, că a fost așa sau a fost altfel, motiv pentru care nu vom relua aceste scenarii, pentru că nu există unul cu care să fi rezonat sau care să ne fi convins prin argumentele sale. Dar cert este că flota de IAR-99 este împărțită în două. IAR-99 standard, avioane așa cum au ieșit de pe partea fabricii, de care nu s-a atins nimeni decât prin programe de prelungire a resursei de zbor și reparație capitale, și IAR-99 Shoim, avioane care au fost modernizate finalul anilor 90 alături de Elbit Systems. Bun. Și acum, ce presupune programul de upgrade IAR-99SM? Aflăm dintr-un comunicat de presă transmis pe 14 decembrie 2020, adică la 4 luni, exact 4 luni din momentul în care Ministerul Apărării și Avioane Craiova semnează contractul pentru cele 10 avioane IAR-99 standard, la exact 4 luni, pe 14 decembrie 2020, Elbit Systems, compania din Israel care are o amplă prezență pe piața din România și care a lucrat la modernizarea a jumătate din flota de IAR-99, anunță că a semnat un contract cu Avioane Craiova privind modernizarea a
acestor avioane IR-99 standard. Și comunicatul spune așa. Elbit Systems, lui Elbit Systems sau companiei Elbit Systems, i-a fost atribuit un contract în valoare de 27 de milioane de dolari. Iar aici, nu știu, dacă facem un calcul simplu, 27 ori 4 sunt 100 și ceva de milioane de lei. Practic, mai bine de 30% din valoarea contractului semnat între Ministerul Apărării și Avioane Craiova. 275 de milioane tot contractul. Din acești 275 de milioane, 100 și ceva de milioane se duc către Elbit Systems. 27 de milioane de euro. Contract pentru modernizarea avioanelor IR-99 ale forțelor aeriene române. Și continui aici cu citatul, cu citat din comunicat, care spune așa. Elbit anunță că i-a fost atribuit acest contract în valoare de aproximativ 27 de milioane de euro din partea companiei Avioane Craiova pentru prima fază a programului de modernizare a avioanelor IR-99 standard din dotarea forțelor aeriene române. Contractul va avea o durată de 4 ani de zile și include suport logistic integrat. Deci, aici mi se pare că avem deja un prim decalaj. În august, atunci când Ministerul Apărării semnează cu Avioane Craiova contractul pentru modernizare, se dă un termen de 4 ani și chiar și mai exact este detaliat acolo, 48 de luni. Deci în august 2024, toate cele 10 avioane trebuie deja livrate beneficiarului, în speță forțele aeriene române. În decembrie 2020, deci 4 luni mai târziu, Elbit vine și spune că acordul ei cu Avioane Craiova pentru aceleași 10 avioane IR-99 standard care trebuie modernizate are o durată de tot 4 ani. Deci, practic, termenul, dacă este să-i credem pe cei de la Elbit și n-avem niciun motiv să nu îi credem, termenul din startul contractului este împins cu 4 luni. Ne ducem deja în decembrie 2024 ca termen pentru finalizarea acestui acord. Pentru că logica spune, dacă Elbit este furnizorul și integratorul de echipamente necesare pentru avioanele IR-99SM, iar Elbit are un termen de 4 ani din decembrie 2020, este clar că Avioane Craiova nu se poate să livreze acele avioane mai repede decât Elbit reușește să livreze echipamentele și să le integreze ca să le poată moderniza. E logic, nu? Sper că este logic pentru toată lumea. Deci cumva din start, termenul s-a împins cu 4 luni de zile. Acum o întrebare care se naște este ce valoare are contractul ăla dintre Ministerul Apărării și Avioane Craiova? Dacă Ministerul Apărării zice, băi, noi vrem avioanele în 4 ani, iar Avioanele Craiova vine și zice, da, o să le aveți în 4 ani și 4 luni, ce valoare mai are contractul inițial? Dar ajungem imediat și acolo. Și acum, hai să vedem ce presupune efectiv programul de modernizare IR-99SM, pentru că până în acest punct, până în decembrie 2020, din câte am căutat și din câte am văzut, nici Ministerul Apărării, nici Forțele Aeriene și nici Avioane Craiova n-au spus exact ce înseamnă asta. Băi, ce facem? Le vopsim, le punem televizoare color, le punem detector de radar. Ce facem? Ce înseamnă efectiv? Pentru ce se dau 275 de milioane de lei fără TVA? Împărțit la 11, la 10, 27,5 milioane de lei per avion. Nu știu dacă, poate o să facem și comparația asta, deși nu știu dacă e cea mai onestă, 27 de milioane de lei înseamnă 4x4, 16, înseamnă vreo 7, cam 7 milioane de dolari. 6,5-7 milioane de dolari per avion care este doar modernizat și a cărui resursă de zbor este prelungită. Cu banii ăștia, aproximativ banii ăștia, înseamnă o bună parte din costul unui avion nou din categoria lui IR-99. Pentru că sunt țări care cu niște sute de milioane de dolari și-au cumpărat escadrile întregi de avioane noi, de avioane moderne. Asta este o altă discuție pe care poate o vom aborda. Hai să vedem însă pe ce se duc banii aceștia. 6,5 milioane de dolari per avion. Și avem așa.
Conform, citesc din nou din comunicatul Elbit. Atenție, pentru că Elbit a zis ce face de banii ăștia. Conform contractului, Elbit Systems va echipa avioanele IR-99 standard, deci va echipa. Este foarte important și o să vă spun imediat de ce. Conform contractului, Elbit Systems va echipa avioanele IR-99 standard cu sisteme de avionică avansată și cu Live Training Embedded Virtual Avionics Systems. Este un sistem dezvoltat de Elbit pentru pregătirea virtuală a piloților și o să vă explic imediat la modul cel mai simplu, zic eu, cam ce face acest sistem. Precum și cu capabilități Closer Support și Air-Air. Acest upgrade tehnologic va facilita o tranziție efectivă a piloților forțelor aeriene române pentru operarea avioanelor de luptă avansate, așa cum este și F-16. Deci, Elbit Systems spune ce va face efectiv pentru aceste avioane. Le va echipa cu sisteme avansate de avionică, cu acest sistem de pregătire Embedded Virtual Avionics, mă scuzați, precum și cu capabilități Closer Support, care înseamnă capabilitate de atac la sol, capabilitate limitată de atac la sol și aer-aer, capabilitate iarăși limitată de luptă aer-aer împotriva, așa cum zicea și Ministerul Apărării în acel comunicat, țintelor aeriene care evoluează cu viteză mică. Și mai spun și cei de la Elbit că acest program de upgrade o să permită apoi pregătirea cât se poate de ok a piloților, viitorilor piloți români de F-16. Și acum, dacă vă întrebați ce înseamnă sistem avansat de avionică, eu nu m-am întrebat, băi, ce înseamnă sistem avansat de avionică, pentru că nu este detaliat. Mergem în continuare pe site-ul Elbit Systems, la Avionics Systems, la sisteme de avionică, și vedem ce anume poate să ofere Elbit Systems la acest capitol. Și avem așa, și citez din nou. De mai bine de 30 de ani, Elbit Systems Electro-Optics, care este o subsidiară sau o divizie a Elbit Systems, a fost unul dintre cei mai prodigioși dezvoltatori și producători de head-up display. Head-up display, pentru cei care poate nu sunteți familiarizați cu termenul, este acel ecran transparent pus în fața pilotului din cabina din față, pentru că la IR-99 avem o cabină în față și una în spate. Pilotul care se află pe locul din față privește prin acest ecran transparent pe care sunt proiectate diferite informații pe care el fie le selectează, fie sunt necesare pentru anumite tipuri de emisiuni sau necesare chiar zborului. Este practic un ecran transparent pe care sunt proiectate diferite imagini. Iar IR-99 Shoim, care a fost modernizat cu cât? Un sfert de veac, cu vreo 25 de ani înainte de IR-99 SM, are acest tip de head-up display. Sau are head-up display. Nu știm, pentru că nici Elbit și nici Avioane Craiova n-au spus care este tipul de head-up display instalat pe avioanele IR-99 SM, dacă este același despre de pe Shoim, dacă este unul mai modern, dacă este unul mai mare, mai bun, mai frumos, mai înțelegeți voi ideea, nu știm care este. Dar mergem mai departe. Deci așa, ei fac head-up displays și monitoare, aici înțeleg display-uri, pentru avioanele civile și comerciale. Iar la criterii sau abilități avansate pe care aceste sisteme de avionică și în special head-up display-ul și ecranele multifuncționale le-au, cei de la Elbit spun așa, capabilități optice avansate, luminozitate ridicată, rezoluție ridicată, field of view, care este brază vizuală largă. Sunt foarte de încredere și foarte bune din acest punct de vedere. Au electronică eficientă și modernă, greutate redusă, consum de energie redus, nu emit foarte multă căldură, interfață flexibilă și așa mai departe. Deci, sisteme de avionică propuse de Elbit, avem head-up display, iar dacă mergem mai departe
în site, tot la secțiunea sisteme de avionică, avem și display-uri. Avem military head-up display și display. Și din nou, se reia că de mai bine de 30 de ani Elbit face aceste display-uri, face tot felul de lucruri, le echipează diferite echipamente militare moderne, de la pavioane, la tancuri, la transportoare blindate și orice mai necesită astfel de display-uri multifuncționale pe care se pot afișa informații sau imagini, și că este un producător și un furnizor de mare calitate certificat în timp, ceea ce nimeni nu neagă. Deci nimeni nu spune, sau eu sunt complet de acord că da, Elbit face unele dintre cele mai bune astfel de produse, unele dintre cele mai bune head-up display-uri, unele dintre cele mai bune display-uri multifuncționale. Dar aveți puțină răbdare, pentru că vorbim despre aceste două produse, head-up display și display multifuncțional. Al treilea produs din categoria sisteme de avionică este cel care se numește Digital Map. Și anume, Elbit System, iarăși citez aici, are o experiență de peste 15 ani în proiectarea și dezvoltarea hărților digitale pentru avioane fixe sau cu aripă fixă sau cu elice, peste 2000 de astfel de hărți digitale, sisteme de hărți digitale sunt operaționale în acest moment pe o gamă variată de platforme aeriene din lumea întreagă. Deci, oamenii fac și niște hărți digitale care sunt absolut necesare pentru utilizarea în siguranță și pentru o gamă variată, dar bine definită de misiuni, a unor platforme aeriene, inclusiv a avioanelor de antrenament avansat, așa cum este IR-99. Nimic de spus de aici. Și oamenii cam asta au pe site la capitolul sisteme de avionică. Acum, dacă este ceva ce este livrat sau integrat pe IR-99SM care nu apare pe site-ul Elbit, poate, poate nu. Dar în principiu, neavând acces la aceste informații, pentru că asta spuneam la început, neavând acces la ceea ce înseamnă pachetul de echipamente și de sisteme care sunt disponibile pentru IR-99SM, lucrăm practic cu materialul clientului. Ce este public, asta vă pot spune și eu, pentru că asta poate verifica oricine. Oricine poate intra pe site-ul Elbit și poate găsi comunicatul oficial din decembrie 2020 referitor la IR-99SM, dar și categoria de pe site care se numește sisteme de avionică, categorie ce este împărțită în sisteme militare, sisteme civile, și acolo vedeți head-up display, display multifuncțional, hartă digitală. Astea sunt. Nu am găsit ceva mai mult. Repet, dacă este ceva mai mult, nu știu, să ne spună domnii de la Craiova ce este mai mult. Întreg programul de modernizare, pe lângă pachetul de avionică avansată inclus de Elbit, mai cuprinde și reparația capitală și prelungirea resursei de zbor, care sunt niște operații curente, uzuale, care se efectuează din momentul în care s-a fabricat primul avion IR-99 și care a intrat în serviciul Forțelor Aeriene Române, de către Avioane Craiova. Deci, practic, modernizarea înseamnă că se ia un avion IR-99 standard, se duce la Craiova, se dezmembrează cu totul, este trecut prin procesul de reparație capitală, este reparat din punct de vedere mecanic. Acolo unde este cazul, sunt înlocuite elemente mecanice sau hidraulice sau mai știu eu de ce natură, care trebuiau înlocuite la un anumit număr de ore, sunt verificate toate sistemele din punct de vedere mecanic. Avionul poate zbura și îi se prelungește resursa de zbor cu câteva sute de ore, iar în plus, pe lângă această operațiune, sunt actualizate sistemele acestea, iar cockpitul, așa cum am văzut în imaginile surprinse de TVR Craiova, încă nu mi-este foarte clar dacă o să am voie să le pun sau nu, pentru că nu vrem ca YouTube-ul să ne dea acest clip jos, poate să pun doar niște screenshot-uri, doar niște poze din clipul video al lui TVR Craiova, care surprinde și cockpitul lui IR-99SM. Este vorba despre head-up display, într-adevăr, și trei display-uri multifuncționale color care sunt amplasate în bordul avionului în locul ceasurilor analog de până acum. Ca idee, IR-99 Shoim, prima variantă modernizată de IR-99, are două display-uri multifuncționale, probabil din aceeași familie. Nu o să zic că sunt aceleași, că totuși au trecut 25 de ani între cele două procese de modernizare, poate că și
Aviane Craiova sau Elbit au optat pentru o generație mai nouă de display-uri, dar IR99 și mare două display-uri multifuncționale în cockpit, IR99SM are 3. Cam asta este marea modernizare. Acum nu știu dacă sunt corect prin ceea ce spun, dacă omit ceva, dar repet, la nivel de informație publică, asta este tot ceea ce am găsit referitor la procesul de modernizare. Și acum o să vă duc într-o direcție, zic eu, interesantă, pentru că la un moment dat, în finalul anului trecut, și cred că răspunsul ne-a venit la începutul acestui an, undeva acum vreo 2 săptămâni, i-am întrebat pe cei de la Forțele Aeriene Române câteva lucruri referitoare la acest program, la IR99SM. Noi am întrebat, cred că prin decembrie, undeva pe la jumătatea lui decembrie, răspunsul a venit în a doua săptămână din ianuarie, cu puțin timp, cu o zi sau două înainte ca Paviane Craiova să prezinte acest prim prototip de IR99SM care a fost completat. În răspunsul primit de la Forțele Aeriene, nu ni se spune că urmează să fie prezentat și eventual livrat primul prototip, ci ni se răspunde punctual la întrebări. E ok, nu este niciun fel de problemă, asta este poate și o explicație pentru care Aviația Magazin nu a fost prezentă la acea inaugurare. Au fost prezenți cei de la TVR Craiova, ceea ce este absolut normal. De bun simț, zic eu, ar fi fost ca măcar o invitație formală să fi fost trimisă către toată presa. Să vină de la Aviația Craiova chiar și cu o zi înainte, că nu putea ajunge nimeni. Dar măcar așa, bă, proștilor, vedeți că mâine vă prezentăm minunea tehnologică. Nu a venit, cel puțin pe adresa noastră, n-a venit așa ceva și cumva nu ne miră, dar asta este cu totul și cu totul altă discuție. Bun, acum, hai să vă dau informațiile în exclusivitate. Frânturi de informații despre IR99SM, dar unele care n-au fost prezentate de niciun alt mediu de presă din ceea ce știm noi. Câte avioane are compania Aviane Craiova SA în momentul acesta în programul IR99SM? Forțele Aeriene Române spun așa, conform ultimei informări furnizate de către companie, în cadrul derulării contractului, sunt 8 avioane IR99 standard predate la fabrică și care se află în stadiu de revitalizare și modernizare. Dintre acestea, una este pregătită pentru parcurgerea activităților de testare și evaluare acceptată. Bun. Deci, Aviane Craiova trebuia, conform Ministerului Apărării, ca până în august 2024 să finalizeze modernizarea a 10 avioane IR99 standard. În ianuarie 2024, deci cu 7 luni înainte de finalizarea programului, Aviane Craiova are în diverse stadii de, revitalizare și modernizare, deci în diverse stadii de revitalizare și modernizare, 8 din cele 10 avioane. Dintre acestea 8, doar unul este pregătit pentru parcurgerea activităților de testare și evaluare de acceptanță. Practic, cu 7 luni înainte de finalizarea contractului, conform înțelegerii din 2020, Aviane Craiova livrează 10% din contract. Să avem această cifră în minte. Mergem mai departe. Și am să trec la un punct foarte important referitor la termenele de livrare. Iarăși este o informație pe care aici o auziți din câte știu eu în premieră. Pentru că termenele de livrare, așa cum am început, așa cum ați văzut, îmi cer scuze dacă este un clip foarte complicat, încerc să fiu cât de clar se poate și să aibă, ca totul să aibă un curs logic, dar îmi dau seama că poate nu este de fiecare dată așa. Așa cum am văzut, termenele de livrare, vorbim deja despre două termene de livrare, sunt următoarele. August 2024 pentru toate cele 10 avioane conform contractului dintre MAPN și Aviane Craiova, Decembrie 2024 pentru toate cele 10 avioane, conform contractului dintre Aviane Craiova și Elbit. Deci, practic, la finalul lui 2024, conform oricărui contract din acesta făcut public, Aviane Craiova
ar trebui să livreze integral flota de iare 99 sâmă, toate cele 10. Da? Clar? Clar. Bine. Și acum să vedem ce spune Ministerul Apărării referitor la termenele de livrare. În urma demonstrării faptului că activitatea societății a fost afectată de efectele războiului, a fost afectată de efecte, ok, din Ucraina, deci nu este din cauza pandemiei, scrie negru pe alb în răspunsul pe care noi l-am primit de la Ministerul Apărării. Nu pandemia de COVID, ci efectele războiului din Ucraina. Nu știm, pentru că nu s-au explicat care sunt aceste efecte, sub ce formă a fost impactată activitatea avioane Craiova sau activitatea Elbit de războiul din Ucraina, nu ni se spune, dar așa. În urma demonstrării, deci practic avioane Craiova a demonstrat Ministerul Apărării că activitatea societății a fost afectată de efectele războiului din Ucraina, furnizorului avioane Craiova i-a fost recunoscut evenimentul de forță majoră invocat, termenele de livrare ale aeronavelor fiind decalate cu 6 luni. Ok. Termenele de livrare sunt decalate cu 6 luni. Asta înseamnă că potrivit contractului, repet, dintre MAPN și Avioane Craiova, care ar fi trebuit să se încheie în august 2024, 48 de luni din august 2020, ne ducem la plus 6 luni, februarie 2025. E logic, nu? Dacă nu e în august 2024 plus 6 luni, februarie 2025. E, cred că, cât se poate de logic. Ministerul Apărării spune așa. Așadar, primele avioane trebuie livrate până la data de 14.02.2024, ultima aeronavă având termenul de livrare 14 martie 2025. Cumva termenul de livrare din 6 luni, această prelungire a termenului de livrare din 6 luni s-a dus în 7 luni. De ce? Nu știu. Nu mă întrebați că nu știu de ce. Iar această primele aeronave care trebuie livrate până la data de 14 februarie 2024, nu știm de unde apar. Pentru că în comunicările inițiale, precedente, pe tema acestui contract, niciodată nu s-a spus când ar trebui să vină primele avioane, care este termenul pentru primele avioane. Întotdeauna s-a precizat doar acel termen de 4 ani sau 48 de luni pentru livrarea ultimei aeronave, pentru finalizarea programului. 48 de luni. Acum înțelegem că sunt 48 cu 7, 55 de luni. Pentru că forță majoră, Ucraina. Ok, deci practic din acest moment, avioane Craiova mai are un an și două luni aproape pentru a finaliza încă 9 avioane. Nu, pentru că unul, să zicem că l-au făcut, este prototipul care urmează să fie, la momentul respectiv nu era livrat și nu a apărut între timp vreun comunicat cum că baza de la Bobocu ar fi recepționat acest avion și că îl testează în zbor sau unde îl testează ei. Iar ceilalți avioane Craiova sau Elbit n-au spus printr-un comunicat oficial: bă, noi am livrat avionul primul, 10% din contract este finalizat, le mai avem de pregătit pe cele nouă. Nu. Dar iată că există și acest termen de 14 februarie 2024 pentru livrarea primului avion. În condițiile în care primul avion a fost împins din hangarul de la Craiova, pentru că a fost împins de niște muncitori în halate, o imagine absolut incredibilă, nu credeam că în anul 2024 să mai poate așa ceva, prezentarea unui avion nou să fie cu neagică, îmi cer scuze neagică și îmi cer scuze pentru oamenii de la Craiova, dar uitați-vă la prezentarea L39NG, uitați-vă la prezentarea avioanelor celor de la Pairmachi, MB339, cred că sunt. Uitați-vă la orice prezentare de avion nou din ultimii 20 de ani. Bă, la nimeni nu vine neagică în halat albastru să-l împingă de aripi din hangar. E tras cu o ștangă, e, nu știu, merge pe propriile roți, se întâmplă ceva ca să fie un moment marcant, nu îl împinge așa. Mă rog, asta este o discuție despre o impresie personală. Poate alții nu au această impresie. Deci, 14 februarie 2024, termen limită pentru livrarea primului avion, pare doable. 14 sau cât este? 14 martie 2025, termen limită pentru livrarea ultimei aeronave,
Om vedea, om trăi și om vedea din acest punct de vedere. Așa, mai aveam mai multe întrebări referitoare la acest program, pentru că Avioane Craiova, în momentul în care sau imediat după ce a semnat contractul cu Ministerul Apărării, a accesat o bună parte din suma aia de 275 de milioane de lei ca avans și a livrat, iată, sau urmează să livreze primul produs după aproape 4 ani de zile, 3 ani și jumătate, de la, sau să zicem 3 ani, că a durat câteva luni până au accesat avansul, la 3 ani după ce au accesat avansul, livrează și primul produs către Ministerul Apărării. Atunci a fost momentul în care i-am întrebat pe cei de la Ministerul Apărării, băi, ok, care sunt condițiile sau în ce context voi puteți să vă duceți la Avioane Craiova și să le spuneți, prietenilor, ce facem cu banii ăia? Ce facem cu banii? Că v-ați luat un avans, nu ne-ați dat nimic. Ce? Când ne dați banii înapoi? Când ne dați produsul? Și Ministerul Apărării spune așa. Avansul acordat de Ministerul Apărării Naționale în anul 2020 trebuie justificat prin livrarea primelor două aeronave și a laboratorului de avionică integrat la sol. Problema este că pe finalul anului trecut, pe finalul anului 2023 sau abia pe finalul anului 2023, cred că ar fi mai corect spus, a apărut o licitație prin care Avioane Craiova încerca să cumpere acest laborator de avionică integrat la sol sau elemente ale laboratorului pentru a-l construi. Ceea ce ne-a făcut pe noi la Aviația Magazin să scriem acel articol care a fost preluat de aproape toată presa. Doar unii, din păcate, ne-au și citat, cu privire la întârzierea programului. Pentru că, de ce am făcut chestia asta? În momentul în care tu nu ai un laborator de avionică integrat la sol, este evident pentru oricine că tu nu poți testa acele sisteme de avionică pe care Elbit ți le livrează la sol. Este de bun simț să presupui că dacă nu poți testa sistemele alea la sol, nu o să fii sinucigaș să le testezi în zbor, că poate în zbor ceva nu funcționează și nu vrei să spui în pericol piloții mai bine sau orice program din acesta de testare prevede teste la sol și teste în zbor. Testele la sol se efectuează în primă fază înaintea celor în zbor. Nu pui avionul să zboare până nu-l testezi suficient de mult la sol să te asiguri că este sigur de zburat. Ori, Avioane Craiova, și îmi cer scuze că râd, dar unele lucruri sunt chiar de râs. Avioane Craiova, neavând până la finalul anului 2023 acest laborator, era clar că Avioane Craiova nu avea cum să testeze avionul, presupunând că ei ar fi reparat și prelungit resursa de zbor la primul avion, că Elbit ar fi livrat tot ce avea de livrat și integrat sistemele acolo și totul era perfect. Băi, chiar dacă avionul ăla pornea, ei n-aveau cum să-l testeze. De ce? Pentru că n-aveau un laborator pentru sistemele alea de avionică. N-aveau pe ce să-l testeze la sol. Nu știu dacă și vouă vi se pare amuzant, mie mi se pare teribil de amuzant în condițiile în care, de fiecare dată, când am încercat, pentru că în foarte puține cazuri am reușit să și vorbim cu cei de la Avioane Craiova, ni s-a spus, totul este în regulă, totul este în grafic, totul este perfect, cum să nu livrăm avioanele fără niciun fel de problemă, ca acum să aflăm că au invocat un caz de forță majoră, ceea ce, care poate să fie absolut real. Adică nu contest faptul că, pentru că n-am niciun fel de informații din punctul ăsta de vedere, că războiul din Ucraina ar fi afectat cumva activitatea Avioane Craiova, lanțul logistic de aprovizionare și așa mai departe. Nu contest asta, este foarte posibil să se fi întâmplat. Dar chestia asta nu a reieșit niciodată, nici măcar sugerată, nu spusă cu subiect și predicat, nici măcar sugerată în discuțiile cu reprezentanții companiei. De fiecare dată când noi, și nu numai noi, pentru că am văzut interviuri făcute, nu știu, de Adelin Petrișor la TVR cu directorul de la Avioane Craiova, am mai văzut, cred că, G4 Media sau Hot News, care au vorbit și ei cu omul acela, cu domnul Munteanu de la Avioane Craiova. De fiecare dată, în discuțiile cu mass media, conducerea Avioane Craiova a spus totul este în linie, suntem în grafic, nici măcar nu există întârzieri. Că era clar că există întârzieri, ei spuneau nu există întârzieri, ne descurcăm. Ori,
În momentul în care tu lansezi licitație, cred că licitație era, că era ceva pe PSA, PSICAP, cu laboratorul ăsta de teste, în momentul în care tu vrei să cumperi laboratorul de teste în finalul anului 2023, e clar că până atunci tu n-ai testat nimic. Netestând nimic, e clar că n-ai făcut efectiv nimic din procesul ăla de modernizare. Ceea ce, întorcându-mă la declarațiile alea super optimiste și ușor superioare, da, da, lăsați-ne că știm ce facem, este, nu că urât, este de porc. Este de porc modul în care Avioane Craiova, din punctul meu de vedere, din punctul Aviația Magazin de vedere, dacă vreți, modul în care Avioane Craiova a tratat și tratează în continuare acest program de upgrade. Pentru că nu poți să te joci așa cu 275 de milioane de lei fără TVA, cu jumătate din flota de avioane de antrenament ale forțelor aeriene române, pentru că și aici este un subiect. La un moment dat i-am întrebat pe oameni, bă, fiind programul ăsta evident întârziat, iar N99SM, voi presupun, voi forțele aeriene, presupun că v-ați planificat pregătirea piloților, tinerilor piloți, în funcție de disponibilitatea avioanelor, acum că avioanele stau mai învârstat mai mult la Craiova decât anticipați, ce se întâmplă cu pregătirea piloților? Și răspunsul a fost următorul. Bun, unde este, unde este? La data punerii la dispoziția fiecărui avion IR-99 standard, acestea aveau resursa tehnică în ore de zbor consumată. Regenerarea resursei tehnice în ore de zbor este de asemenea inclusă în obiectul contractului de revitalizare și modernizare. Iar orele de zbor planificate pentru perioada septembrie-decembrie 2023, adică când oamenii trebuiau deja să aibă niște avioane SM în serviciu și ca piloții să le zboare, deci orele de zbor planificate pentru perioada septembrie-decembrie 2023, alocate inițial avioanele modernizate IR-99SM, care din motive de forță majoră n-au fost livrate, au fost deja realocate către avioanele disponibile, utilizând în cadrul procesului de instruire, inclusiv avioanele IR-99 Shoim disponibile pentru zbor. Deci, practic, oamenii spun că ce nu s-a putut zbura cu IR-99 standard sau cu IR-99SM, fiind programat, fiind planificat în activitatea de zbor, a fost redistribuit, au fost încărcate cumva suplimentar avioanele IR-99 Shoim, care nu sunt încă în proces de modernizare, care zboară de la Bacău, și cumva, fără a o spune direct, Ministerul Apărării recunoaște că procesul de pregătire a piloților a fost afectat într-un fel, pentru că tu te aștepți să ai un anumit număr de avioane, nu-l ai, trebuie să te duci spre celelalte nu știi, sau nu știm noi, ce resurse de zbor au, nu știm dacă poți să le zbori non-stop, pentru că presupun că pentru avioanele IR-99 Shoim exista deja o planificare de zbor cu cei de la Bacău. Dacă au venit și cei mici de la Bobocu să zboare pentru că nu au SM-urile pe care Craiova trebuia să le livreze, e clar că se încarcă, este o încărcare a activității de zbor de acolo. Ceea ce înseamnă implicit că activitatea de zbor este afectată. Afectat nu însemnând neapărat în sensul negativ, dar activitatea de zbor este afectată. De ce? Pentru că avioane Craiova, din cauza forței majore, din cauza războiului din Ucraina, nu a comandat laboratorul de teste decât în, cred că, noiembrie 2023 și a livrat, sau mă rog, a prezentat primul avion care urma să fie, să intre în procesul de testare și, cred că, și certificare în ianuarie 2024. La 3 ani și jumătate, grosomodo, de la momentul semnării contractului de 4 ani. Cam despre asta este discuția și știu că m-am lungit foarte mult, dar am vrut să aveți și voi sau să auziți și voi aceste detalii, iar de aici încolo oricine este liber să judece, oricine are informații suplimentare este așteptat în secțiunea de comentarii, pe adresa de mail unde vorbiți, către conducerea Avioane Craiova sau către oamenii de la Craiova, uite, cu domnul Ionuț Aghiropol, cred că îl cheamă, cel care este responsabil de proiectul SM. Mi-aș dori din inimă să pot să vorbesc cu dumnealui, ca dumnealui să-mi explice punctul lui de vedere, că întotdeauna doar asta am cerut de la Avioane Craiova. Băi, spuneți-ne și voi cum vedeți lucru, pentru că dacă voi nu spuneți, eu mă duc pe ce este disponibil public și trag niște concluzii, le trag fără punctul vostru de vedere. Și nu mă mințiți, domnule Munteanu,
și îmi pare că am ceva, vreo dispută personală cu el, departe de mine gândul așa ceva, doar că nu reușesc să suport oamenii care mă mint în față. Iar cu domnul Munteanu, singura dată când am vorbit, tot ce mi-a spus domnia sa la momentul respectiv s-a dovedit în timp a fi minciună. Dar și așa, sunt dispus, sunt sau suntem dispuși să ascultăm și să publicăm oricând punctul de vedere al Aviane Craiova sau Elbit Systems, dacă este cazul, pe acest subiect și pe orice alt subiect. Doar vorbiți cu noi, pentru că pare că trebuie să fii, nu știu, de la o instituție media publică pentru ca directorul Aviane Craiova să te bage în seamă. Sau ca, uite, cu domnul Ionuț Aghiropol, managerul de proiect, cred că este, nici n-am încercat să luăm legătura, pentru că până la reportajul de la TVR Craiova nu știam cine se ocupă din cadrul Aviane Craiova de acest proiect. Nu știam de ce, pentru că încercărilor noastre de a trimite niște mesaje către această companie, nu li s-a răspuns. Nici da, nici ba, nici am primit, nici n-am primit, nici nu ne interesează nimic. Pur și simplu suntem ignorați cu grație. Dacă treaba asta va continua, este evident alegerea celor de la Craiova, noi vom continua să prezentăm informații despre acest proiect, cu bune și cu mai puțin bune, nu rele, hai să zicem mai puțin bune, pe măsură ce le avem sau pe măsură ce le aflați. Iar mai departe, fiecare dintre voi, așa cum vă spuneam, poate să judece, poate să tragă niște concluzii, iar mai departe vom vedea dacă în 14 martie 2025, forțele aeriene române vor avea 10 avioane iar 99 SM livrate de către Aviane Craiova, gata de zbor și gata de a ne pregăti viitorii piloți de F-149.000,3. Bun, asta a fost, vă aștept comentariile în secțiunea de comentarii, îmi cer scuze pentru clipul lung și îmi cer scuze pentru lipsa de coerență pe alocuri, dar am încercat să explic cât de bine și cât de fluid am putut. Dacă este ceva ce am ratat, vă aștept în comentarii să-mi spuneți, dacă este ceva ce poate nu am relatat corect, iarăși vă aștept în secțiunea de comentarii, discutăm și corectăm acolo unde este cazul. Ca de obicei, subscribe la canalul ăsta pentru că ne ajută foarte mult, 10.000 de abonați este targetul pe 2024, îl spun de foarte multe ori. Și chiar sper ca la finalul anului, până 31 decembrie, să sărbătorim împreună abonatul cu numărul 10.000 pe canalul Aviația Magazin, încercând să oferim mai mult content video pentru a putea atinge acest obiectiv. Urmăriți-ne pe orice canal de social media, Facebook, Instagram, TikTok și așa mai departe. Urmăriți-ne pe site, pe aviațiamagazin.com, pentru că acolo o să încercăm să postăm, nu neapărat mai des, dar mai bine, niște materiale mai elaborate, niște materiale pe care poate nu le găsiți în altă parte și niște materiale care să vă ajute să înțelegeți mai bine sau cât se poate de bine acest fenomen minunat al aviației, fie că este aviație civilă, fie că este aviație sportivă, fie că este vorba despre aviație militară. Asta a fost tot. Marius Doloftei aici, aviațiamagazin.com. Dragilor, până data viitoare, până la următorul episod, care va fi la cel puțin la fel de interesant ca acesta, vă urez numai bine și să ne revedem cu cât se poate de multă sănătate.